aș să dai o lovitură, ca alte mii și mii, ești doar o vinitură. Cu vrei nu mai respect, ți-ai luat și o mașină, dar când te urci în ea, am miroase a bășină. Fata de lângă tine s-a dat din greu cu ruj, să-și facă și un selfie, doar a venit la Cluj. E sexy muzicală, ascultă numai trap, dar când deschide gura, cam toți se iau de cap. Lucrăm pe această componentă, creșterea calității vieții în oraș. Nopțile pe piesișă, scara Bruj, slujbă mi-am luat chirie, mamă, e fain la Cluj. A doua prioritate este ceea ce înseamnă menținerea talentelor la Cluj, ca nimeni să nu fie obligat să-și părăsească orașul de referință în materie de calitatea vieții. Parcările sunt pline, mașini aliniate, județele cam toate sunt larg reprezentate. Le place atmosfera cu lume prietenoasă, cum nu au nicio grijă, acum aici e acasă. Stau fără remușcare la coada de la Mac, nu mă urc pe bicicletă să mai fac o livrare și pedalez cu râne de plouă sau e soare, dar după atâta muncă, iar am chef să petrec. Dacă România ar alege să se mute într-un oraș, ar alege în primul rând Târnava. Nopțile pe piesișă, scara Bruj, slujbă mi-am luat chirie, mamă, e fain la Cluj. Care crește constant ca nivel de populație. Cum reușiți să împăcați toate aceste aspecte? Oare să ce scâțit urană, așa cum se spune? Dacă toți stau în oraș, ne blocăm, ajungem la congestie. Și atunci trebuie să găsim soluții de aerisire. Lipsește atmosfera aceasta inegalabilă și unică. Vă spun, nu există o asemenea atmosferă decât nicăieri în lume. Nopțile pe piesișă, scara Bruj, mi-am luat chirie, mamă, e fain la Cluj. O poți veni, repet, trenul din orice zonă, așa cum e în Europa, să dacă mergeți în Bruxelles, din Nord Central, în 40-45 de minute, și în Ghent, și în Bruj, și în Anvers, toate colțurile Belgiei. Noi de ce n-am avea această posibilitate cu cel mai primitor oraș din Uniunea Europeană, cu cei care ne vizitează? Mă înjură lumea, nu-i ușor.